Îs în mașina de miliție, fraților, în mașina cu tupeu. A mai fost, bă, cineva în România cu mașina de azi? Nu, că n-are tupeu. Băi, nu s-o trebuie mult și bine v-am găsit iată-ne pe circuit la Transilvania Motor Race alături de... Alexe George, Tupeu! Tupeu Motorsport! Dani Ungur, organizator, mulțumesc pe ocazia asta, Dani Ungur, Transylvania Motors și everybody, toată lumea, man. Deci așa spontan a devenit pasager, a venit ca și spectator. Ai zis că ai venit să te plimbi pasager. Exact. Uite, să faci prieteni. Fără să vrei. Și te iau cu mașina pe circuit. Mare domn. Apropo, asta e o mașină de poliție cu tupeu. Are mașina asta cu tupeu. I-am pus și girofar, mi-am luat și baghetă din aia magic. Știi cum e? Cum sunt zânele. Că sunt zâne. Am zis măcar să fii pachet complet. A treia, nu, 1, 2, 4. Holy mother of Jesus. Nu credeam eu că mă dau cu mașina de poliție, mă. Bă, Dilau, e strigat ordinea aici pentru mine. Sare. Mulțumesc și tu. Nu credeam eu că ajung astăzi să fiu și pasager. Când nu crezi, atunci suntem. Când nu crezi, atunci suntem. Mulțumesc tare mult! O să fiu din nou pe locul din dreapta, dar acum ca niciodată. Mersi! Stai un pic. Stăm. Ridică-te o leacă, că trebuie să ți le scoți și pe alea de sub tine. Îs în mașina de miliție, fraților, în mașina cu tupeu. Mama mia! Ca de obicei, tăiem tot traficul. Nu mai sunt de traficul, trebuie să tu dai după un safety car.
dracu. La bun sfârșit. Mersi. Plăcere. Te distrat? Hai de puii mei. Cea mai tare experiență din 2024. Mamma mia. Și să afară din mașina de intervenție. Misiune dusă la bun sfârșit de către echipajul de poliție cu tupeu. Care s-au ales din așa din voleu cu mine, pasager. Mersi.